să îi punem la căpătui o lumânare aprinsă. Este gestul firesc pe care se cuvine să-l facem și în datoria sfântă pe care o avem, că suntem în comuniune unii cu alții, noi, cei vii pe pământ, Biserica Luptătoare, cu cei plecați dintre noi, în cer, Biserica Triunfătoare. Și această comuniune este comuniunea de rugăciune permanentă a noastră, pentru cei plecați dintre noi și a lor, acolo sus în cer, pentru noi cei de pe pământ. Rugăm că Dumnezeu să-i răsplătească răstenelile pe care le-a făcut în această viață în slujba lui Dumnezeu, în slujba Bisericii și a neamului nostru. Și de asemenea, rugăm pe Dumnezeu ca pentru orice va fi greșit ca un om în această viață, să-i dăruiască iertare și să-i facă parte de veșnică odihnă în împărăția sa cea cerească. Dumnezeu să-l ierte!